Deci, ne ocupăm de funcția de gradul 2. E vorba de f de x egal cu, hai să luăm un exemplu, x pătrat minus 5x plus 6. Numai atâta, nu-i treaba deșteaptă. Trebuie să indic mulțimea pe care x o parcurg. Și atunci eu voi spune, f e definită pe f cu valori, tot în f. Dar e corect să spun f definită pe f? Adică, la orice x găsesc y-ul. Funcția asta e ușor de observat, că nu mă încurc la operații, nu-i fracții, că împărțirea la zero nu are rost. Da. Știi? Atunci ar trebui să fii foarte atent. Nu-i logaritm, nu-i radical de ori par, nu-i... E funcție polinomială. Deci, da. Pot, la fiecare x, că asta este domeniul definiției, domeniul definiției format numai de, din acei x, pentru care pot găsi imagine. Că dacă eu ți-aș da așa, f indefinită, nu, rețeta, spun, f de x egal cu x plus 3 supra x minus 2, dacă îți dau legea asta de obținerea y-urilor, când înlocuiești pe x cu 2, se întâmplă așa. Pentru x egal cu 2, care ar fi imaginea? F de 2, cât ar face? F de 2 egal cu 2 plus 3. 5. 5 pe minus 1. 5 pe 0. A, 5, da, 5 pe 0. Și 5 se plus 0, se poate împărți? Nu, e 0. Se poate? Cât? E 0, ai zis, nu? 0, da. 5 împărți la 0 nu se poate. 0 împărți la 5 face 0. A, da. Deci nu se poate împărți la 0. Adică, cum să împarți tu 5 pâini la nimeni? A, da. Dacă nu ai pe nimeni în față, cui să-mi faci operația asta? Deci așa ceva nu se poate. Deci nu există. Și așa pentru 2, pentru 2 nu găsesc imagine. Nu-i găsesc reprezentant. Nu am nicio șansă să găsesc ceva pe el. Și de aceea nu-l mai las pe 2 în domeniul definiției. Și voi spune că f e definită pe el, mai puțin elementul 2, că nu-i găsesc imagine cu valori în el. Deci iată că în condițiile în care am o funcție de asta, care funcția fracției, fracția ridică o problemă foarte grea, importantă. Nu există împărțirea la zero. Și atunci, ori de câte ori vezi o funcție de asta, trebuie să, o lege de corespondență de asta, trebuie să ai grijă ca numitorul să nu fie zero. Și de ce îi pui condiția? X minus 2 diferit de zero. Deci când vezi funcția asta, f de x, rețeta, legea de corespondență, f de x egal cu x plus 2, supra x minus 2, x plus 3, x plus 3, supra x minus 2, tu imediat reacționezi și spui x minus 2 diferit de 0, adică echivalent va spune că x diferit de 2, și deci pentru 2 n-ai ce face, nu-l poți păstra în domeniul definit. Și atunci vei spune că f e definită pe el cu valori, pe el mai puțin 2, cu valori în el. Deci, domeniul definiției este esențial de stabilit. Și o să notez asta. Domeniul definiției înseamnă toți acei x pentru care poți găsi imagini. Da? Poți găsi imagini. Dacă am să-ți dau f de x egal așa. F de x egal cu rețeta x plus 3 supra x pătrat minus 5x plus 6. Ce faci tu când vezi funcția asta? Egalesc cu 0 și fac... Și acele valori pentru care e 0, care te supără foarte tare pe tine, le dai deoparte. Da? Deci egalezi pe x pătrat minus 5x plus 6 cu 0. Așa, deci zici x pătrat. E negația x pătrat. Ia să mă interesez eu când este 0 ca să le dau deoparte, zici tu. X pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Așa faci, da? X pătrat minus 5 plus 6 egal cu 0. Și găsește aici x1 egal cu 2 și x2 egal cu 3. Deci cele două valori sunt 2 și 3. Și atunci vei spune că f e definită pe el minus aceste, fără aceste două valori. 2 și 3. Da? Fără aceste două valori. Cu valori în el. Deci pe 2 și 3 trebuie să le dai neapărat.
Notează, observații foarte importante, observații. Domeniul de definiție este format sau conține, deci domeniul de definiție conține numai acele valori, numai acele valori pentru care putem găsi imagini. Al treia de acolo sumează cu 7 linii, da? Numai pentru acele valori pentru care putem găsi imagini. Deci asta este lucrul esențial. Dar dacă îți voi da f de x egal cu radical din x pătrat minus 4x plus 3. F de x egal cu radical din x pătrat minus 4x plus 3. Tot așa de doar o ecuație. Ce funcție ai aici la dispoziție? Radicalul de ordin 2. Ce știi despre radical de ordin 2? Radical la pătrat, ca să dispară radicalul. Ce știi despre radical de ordin 2? Până la cât face radical din 4? 2. Din ce motiv? Fiindcă 2 la 9, 2 la indice, da, egal cu 4. Cât face radical din minus 4? Nu se poate. Că nimeni la pătrat nu face număr negativ. Deci nu se poate, există foarte bine. Adică radicalul de ordin 4 spune: păi eu fac treabă dacă mă asigur că și sub, ce sub radical este ce fel de număr? 4. Nu 4. Pozitiv. Pozitiv, da. Deci există radicalul ăsta. Iată, tu ai clar în minte. Există, poate face treabă, numai dacă și sub radical e un număr pozitiv. Așa că, imediat pui condiția care x pătrat minus 4 x plus 3 mai mare ca 0. Și cum faci mai departe? Rezolvăm cu delta. Stai mă, dar care e mecanismul? Ce vrei să faci tu? O poți gândi pe ea la rândul ca o funcție de gradul 2. Asta. Deci poți să-ți imaginezi că ai un g de x. G de x egal cu x pătrat minus 4x plus 3. G de x egal cu x pătrat minus 4x plus 3. G asta nu are nicio supărare. E definită pe el. Că orice x ai înlocuit lucrează cu valori în el, că ce obține sunt tot numele reale. Și aș întocmi tabelul de valori pentru asta. Deci pentru G-ul ăsta. Un tabel de valori. Ca să văd cum să obțin Y aceea. X și X. N-au nicio supărare pentru G-ul de aici. X-ul de la minus infinit la plus infinit. Plus infinit. Și G de X, ce îi găsești? Y pe care îi găsești după rețeta asta. X pătrat minus 4X plus 3, da? Și încep să dai la X valori, da? Dai pe 0, zice. Când e 0, ce se întâmplă? G de 0, cât ar face? G egal cu 0 la pătrat e 0. 0? Plus 0, 3. 3! Deci imaginea e 3. Da. Altă valoare. Când X-ul este 1, să zicem. Sărim, așa că nu le dăm pe toate valorile, da. Că e foarte greu. Când X-ul e 1. 1 la pătrat e 1. Minus 4 minus 4. Plus 3. Minus 1 plus 1. 0. 0. Excelent. Hai să dăm 2. 2 la 2 e 4. Minus 8 e minus 4 plus 3 e 1. Este 1, da? Deci ai zis 1. 1, 2 am dat acum. Da, da? 2 la 2 ai 4. 4 minus 8. Minus 4 ori 1. Nu e la 1 ori 2? Minus 4 ori 2? Păi ce, nu? 4 minus 4 ori 2. Da. Și vine minus 8. Minus 8. Minus... Cum e? 4 minus 8?
cât fai? 4 minus 8? 4. Minus 4. Și cu 3? Cu 3 e 1. Minus 1. Minus 1, mama, păcălești. Minus 1. Da? Hai să mai dăm o altă valoare. 3. 9 minus 12 dă 3. 3 plus 3, 6. Deci 9, ai zis? Minus 12, minus 12. 3 plus 3, 0. 0, deci, clar. Deci la 3, la 3, iar obții 0. Să dăm 4. 4, 16, minus 4, 4, 16, 0, 3. 3. La 4 este 3. Mă, pe tine te interesează când înlocuiești pe x cu valori de aici, rezultatul să fie ce fel de număr, ce fel de y sunt? Mai mari ca 0. Y pozitiv. Da. Deci te interesează doar acele valori al lui x, deci numai acei x, pentru care în clipa care îți varsă y-ii, să fie pozitiv. Y să fie pozitiv. Asta faci, mă. Deci când ai de rezolvat x pătrat minus 4x plus 3 mai mare ca 0, în mintea ta trebuie să fie asta stabilit. Că e vorba de funcția de gradul 2. Și pe tine te interesează să găsești pe cx, pentru care, în urma înlocuirii, y să fie pozitiv. De aceea facem tabelul de variația semnului, spunem noi. Adică facem un tabel în care punem aici x de la minus infinit la plus infinit. Da? La minus infinit la plus infinit. Și aici este g de x-ul. Adică cine este? X pătrat minus 4x plus 3. Și ai observat tu că undeva se obține 0 ca imagine, adică dreptul 1 se obține 0. În dreptul 3 se obține tot 0. Ai făcut-o, ai constatat. Dar cum se obține astea? Păi egalez pe asta cu 0 și afli ce x. De ce ai spus? Egalez pe x pătrat minus 4x plus 3 egal cu 0 și cu delta, cum spui tu, găsești x1 și x2 și care va fi x1? X1 face 1 și x2 va fi 3. Deci când este a 0? Pentru 1 și 3. Numai atât, la 1 și la 3. În rest, orice x ai da, iată, dacă îl dai pe 2, ce obții aici? De minus 1, negativ. Deci minus 1. Aici va fi minus toată zona asta. Pentru toți x-ii de la 1 la 3, de obține minus, minus tot timpul. Asta faci, mă! Când faci semnul asta, faci, mă! Nu, era o regulă, semnul contrarului. Păi, sau... când aud că de chestia asta, mă, vine să-mi iau câmpii. Pentru că elevul nu se explică așa ceva. Regulile se dă. Ce, Doamne, ia, vezi cât e de obositoare matematica făcută în limbajul acela de lemn? Limbaj de lemn. Spune așa, în regulă aceea. Între rădăcini se pune semnul contrar lui ea. Dacă au e pozitiv, îi spune minus. Dar cum să le învăț eu pe astea, mă? Dacă le uit. Dar acum, cât de clar este, cât de frumos, nu? Așa. Și acum, când dai din afară, de la minus infinit la 1, uite, de la minus infinit până la 1, ai obținut 3, numai numere pozitiv obții pe aici. Deci pe aici e plus. Și dincolo, iarăși e plus. Băi, ce tare, mă! Asta e la rezolvarea. Unii inecuație, se cheamă asta inecuație. Inecuația de gradul 2. Se atașează ecuația. Pentru că tu trebuie să ai în minte că e vorba de o funcție de gradul 2. Și când egalezi cu 0, te întrebi y cu 0, că forțezi mâna, y cu 0. Doar f de x-ul ăsta este y, nu? Y-ul, g de x-ul ăsta, y. Și l-ai luat cu 0 și te întrebi pentru cine e 0? Pentru 1 și pentru 3. Numai atât. Și în rest vor fi numere pozitive și negative. Și atunci tu pui plus și minus. Și acum citești. Cum vrei să fie Y-ii? Cum vrei să fie Y-ii ăștia?
Ce fel de numere? Pozitive. Și unde sunt obțin pozitiv? De la minus infinit la 1, de la 3, de unii cu 3 plus infinit. Așadar, pentru funcția asta de gradul 2, pentru funcția de gradul 2, de la ora 4 vorbesc continuu. Fără pauză. Și-o vezi că sunt de fresh. Mi se șelă. Da, mă. E bine, ziceam. Condiția care o punem aici este asta. X pătrat minus 4x plus 3 mai mare ca 0 e echivalent. Dar știi de ce e pusă? Fiindcă radicalul e pretențios. Da. El zice, băi, eu fac treabă dacă mă asigur e număr pozitiv. Și acum îi întreba, unde ești mai mare ca 0? Și făcând tabelul, înțeles, că x aparține minus infinit. 1. Așa. 1. Dar fiindcă a fost strict unul deschis, reunit cu 3 plus infinit. 3 plus infinit. Da? Iată ce frumos. Așadar, fiindcă ai stabilit asta, ăsta e și domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Și vă spune că acum, pentru funcția asta, finalizăm, fiind de desubt, spunem așa. Ce am dat aici e numai rețeta. E rețeta de obținere a... Acui? Rețeta de obținere a x-ilor. A, pardon, a y-ilor. A y-ilor. E și știu. Dar, ca să fie treaba corect, dusă până la capăt, îmi trebuie și domeniul definiției. Că nu pot păstra toți x-ii. Păstrez numai pe cei pentru care poți găsi imaginea. Și spun acum, f e definită, după ce am muncit, definită pe minus infinit 1, reunit cu 3 plus infinit. Da, dar la radical poate să fie și egal cu 0. Că radicalul din 0 este 0. Și atunci închidem. Închis la 1, închis la 3. Da, închis la 1 și închis la 3. Cu valori, cu valori în f. Chiar valori R pozitive, R plus. Că după ce lucrează radicalul de ordine 1, dă totdeauna un număr pozitiv. Nu? Că radical din 4 face 2, nu face minus 2. Radical din 16 face 4, din 9 face 3. Deci după ce lucrează, dă numere pozitive. Deci mai mult, am și stabilit ce valori obțin. În foarte multe probleme, autorul îți dă numai rețeta. Adică îți dă numai... legea după care obții y. Dar nu-ți indică și domeniul definiție. Și rămâne sarcina ta toată povestea asta. Da. Tu pui condiții, știi ce, cu funcțiile din urmă făcute, din ani din urmă și tragi și lucrezi. Dar să fac tabele este de variații da. A semnului, de obținerea valorilor. Și din tabelă îți dai seama, pozitive sau negative. Adică, practic, ai rezolvat condițiile ce le-ai pus. Deci asta e povestea cu funcția, da? Cu funcția în general, noțiunea de funcție. Deci autorul nu face decât să îți indice doar, deci el îți indică în zgârcenia lui, doar legea de corespondență se cheamă. Da? Legea de corespondență. Modul, rețeta. Chiar notează așa. În egeșiții, da? În multe egeșiții, autorul ne indică doar legea după care se obține y-ii. Legea după care se obține y-ii. În paranteză. F de x egal cu expresie. Așa zic. F de x egal cu expresie acolo. F de x egal cu expresie. Și rămâne foarte, foarte, foarte important să stabilim noi domenii de funcție. Asta este lucrul cel mai tare. În definirea unei funcții. Domeniul să stabilești tu. Exemplu. Mai îți dau un exemplu.
indică să zicem așa, f de x egal cu logaritm în baza 3x plus 1 din 3x plus 1 supra 5x plus 2 din 7x plus 4. Asta e funcția. Asta este legea de corespondență. Și tu trebuie stabilit domeniul de funcție. Adică trebuie să păstrezi doar pe cei x pe care dacă îi înlocuiești, să existe logaritmul. Să aibă rost. Logaritmul să se descurce. Și hai să ne amintim un pic de logaritmul ăsta. Cât este logaritmul în baza 2 din 2? Logaritmul în baza 2 din 2 egal cu 1, pentru că 2 la 1 egal cu 2. Cât este logaritmul în baza 2 din 4? 2. Pentru că 2 la 2 dă 4. 2 la 2 egal cu 4. Cât este logaritmul în baza 2 din minus 4? Mai vine logaritmul în baza 2 din minus 4. Stai un pic. Conform definiției, ar trebui ca 2 la echivalent, deci să fac, nu știi cât face, da? Minus 4 prin ca 4 la putere minus 1. Minus 4? 4 la minus 1. Deci minus 4 egal cu 4 la minus 1. Păi stai, băi, că n-am auzit niciodată de asta. E prima dată când auzi de asta. Eu am avut pentru prima dată acum chestia asta. Minus 4 egal cu 4 la minus 1? Păi hai să vedem. Aici e 0. Aici este minus 1. Aici e minus 2. Egal cu minus 3. Și minus 4. Aici e minus 4, da? Păi că vezi acolo. Ce înseamnă 4 la minus 1? Vezi? Cauți formule. Și ai și multe goluri. Adică, ai o formulă tu. Tu ai în minte o formulă. Știi care e formula aceea? Spune-mi și mie dacă o știi, să văd dacă e formulă corectă. A la n egal cu a la minus. Așa, a la minus n. Hai că încep. A la minus n egal cu? 1, nu. 1 supra totul la n sau? Asta înseamnă când înveți formule și nu le înțelegi de unde vin, pățești ca lumea. Dar n-ai putea scrie tu așa, egal mai departe cu A la puterea 0 minus n. Că 0 minus n nu face. Deci să scriem așa, A la minus n egal cu 0. A la puterea 0 minus n nu face tot minus n. Dar ce operații, de unde știi tu că se scade exponențele? La ce operații? La operații cu putere. Când se copie baza și se scade exponențele? La împărțire. La împărțire. Deci poți să spui asta așa. A la 0 supra A la n. Da? La împărțirea două putere, copiem baza și scădem exponenții. Din 0 scădem pe n. Eu am mers, am avut scădere și am scris așa. Dar la 0 cât face? Orice număr la putere 0? 1. Dacă e diferit de 0. Deci face 1 supra A la n. Ia uite-te, bă, că tu ți-aminteai ceva, mă. Deci A la minus n egal cu 1 supra A la n. Dar de aici este. De ce ți-am arătat eu? Nu că am eu o formulă undeva îngropată în memorie și vreau să trag de ea cu azi dacă vine. Nu vine. Vine cu trăsmei. Deci cât face A la minus n? 1 supra la n. De unde vine? De la smecheria asta. Și acum cât mai poți scrie? 4 la minus 1? După... După formula 1 supra... 1 supra 4 la 10. Da. 1 pe 4. Da.
Adică ai ajuns la concluzia că minus 4 egal cu 1 pe 4. Minus 4 egal cu 1 pe 4. E adevărat asta? Unii 1 pe 4. Păi 1 pe 4 înseamnă că îl împart în 4 părți și iau una din ele. Aici este 1 pe 4. Cum? Punctul ăsta este identic cu ăsta? Ăsta e minus 4 și ăsta e 1 pe 4. Unul într-o parte, altul într-o altă parte. Și trăs, n-ai putut să spui. Să nu mai vadă nimic. Ai înțeles ce mi-ai spus? Deci minus 1 pe 4, minus 4 egal cu 1 pe 4. Total aiurea. Câte multe greșeli când învățăm matematica mecanică. Deci ori de câte ori învățăm așa pe bază niște formule, suntem expuși total. Te-ai întrebat de ce aveți așa mare greutăți la școală? Pentru că sunt anumite goluri care... E enorm, și gafi multe, și adică sunt... În toți anii de până acum, trecând prin școală, n-ai înțeles matematica decât prin niște formule. Niște reguli. Pe care trebuie să le înveți, să te străduie, să nebunești, să le înveți. Și azi le înveți mânliuți, azi le înveți mânliuți. Nimic nu se leagă. Și ca tine sunt sute de mii de oameni care au trecut prin școală și care nu au înțeles nimic de matematică. Ăsta e motivul pentru care a apărut Prof. Online. Deci Prof. Online a apărut din nevoia de a veni în ajutorul vostru, în celor care sunteți într-o așa situație tristă, foarte tristă, foarte grea. Pentru că vine acolo, trece și clasa 11, vine și clasa 12 și aveți noroc de că Ponta dă subiecte foarte jos, adică bază jocoritoare, jignește, pur și simplu. La Bacalaureat și eu, data anul ăsta, au fost atât de slabe subiectele, dar știi de ce? Un singur motiv. Că ei știu guvernanțe că copiii sunt într-o situație de asta. Și n-au decât o singură soluție, să vă păcălească. Ei vin cu subiecte pe măsura ceea ce au făcut în școală. Dacă nu au făcut nimic în școală, și asta e matematica care au făcut în școală, așa trebuie să vină ca să vă poată ajuta. Să vă păcălească în continuare. Dar tu, mâine, ca om care va trebui să ocupe o poziție, să faci și tu ceva concret în viață, tu te poți, te poți lipi de grupul celor care fac avioane? Nici, adică prin tine eu înțeleg că oamenii de generația ta așa, foarte mulți. Nu. Nu, stai deoparte. Ei fac Mercedes. Nu? Noi facem ce? Roade. Ce să faci altceva? Dar vine un francez, l-a luat Dacia și-a făcut acolo și ne-au robotizat, ne-au pus pe linii, facem mecanic lucrurile acelea, au mașini, făcute din ei mașini care fac toate chestiile. Noi ce facem? Facem... Rămânem la un nivel foarte scăzut. Nici când un popor nu poate fi mai dur atacat dintr-un alt mânt decât ăsta din educație. Deci un popor este făcut zob când ai luat educația. Și la noi, an de an, coborâm din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, de la o etapă la alta. Da? Tu în clasă ești printre cei mai buni acolo. Ai 7-8, câte ai la matematică? Am terminat cu media 8. Câți peste tine sunt mai mari cu media mai mare? 2-3 elevi. Deci la nivelul la care te afli tu, 3 elevi mai ai mai deasupra. Care și iau goluri cât cuprinde. Da? Da. Îți dai seama ce e acolo. Voi, acest grup, când veți... Și așa sunt grupurile peste tot. Dacă vrei la liceul tău, toate clasele sunt așa, de nivelul ăsta. Dar numai la liceul tău, și la toate liceele, toată școala românească, toată s-a prăbușit. Asta e durerea mea. Nu întâmplător, iată mă acum, la vârsta la care sunt, și după o oboseală imensă, în stare să mă ocup și de tine, pentru că și tu te afli într-o suferință imensă. Tu și toți cei care vor urmări filmul meu. Dar, din păcate, am o mare tristețe că, din păcate, nu se face public acest vlog al meu, că ce am acolo.
Și ai urmări lecții și sunt imens de multe lecții, da? Sunt de mii de ore de matematică. Nu se face, pentru că dacă s-aude așa după colț, din vorbă în vorbă. Dar nu iese președintele țării, nu iese primul ministru, nu există profund la omul ăsta, muncește de 5-6 ani, are o idee, muncește acolo din greu și face treaba asta. Ca să puteți accesa, să aveți mai multe șanse să puteți să... Că tu reprezinți pentru mine un prilej de a discuta matematică. Dar, de fapt, lecția asta poate fi vizionată de foarte mulți, foarte, foarte mulți, toți vorbitorii de limbă română, nu exagerez, toți vorbitorii de limbă română, aflați în situația asta, pot beneficia de lecția asta. Da? Așadar, mă întorc aici. Să vedem. Deci am logarit baza 2 din minus 4. Există cineva 2 la cât să facă minus 4? Dă-mi tu. Nu se poate niciodată. Deci nu se poate. Deci ce trebuie să se întâmple cu argumentul ăsta? Ce fel de numere să am aici? Ca să se poată. Pozitive. Pozitive, zici bine. Pozitive trebuie să fie. Deci când vezi un logarit, când ai văzut un logarit, sare în sus. Stai o clipă, logarit. Trebuie să pun niște condiții. Și iată condiții care se pun. Scrie așa. Când vedem logaritmul în baza A din B, când vedem logaritmul în baza A din B, sau zicem așa, există logaritm în baza A din B, dacă și numai dacă, acolo. A mai mare ca 0. A mai mare ca 0, diferit de 1. Și B mai mare ca 0. Toate aceste 3 trebuie spuse. Iată ce ți-am dat eu aici. Ce am dat acolo? Logaritm baza. În ce bază? Logaritm în bază 2. Nu bază 2. Asta am dat eu. A. Deci logaritm în baza. Logaritm în bază 3x plus 1 supra 5x plus 2. Asta e A-ul. Da. Asta e A-ul. Și ăsta e B-ul. Ei, și ce facem acum? Ca să poți continua să stai de vorbă cu logaritmul ăsta. Trebuie să punem condițiile de existență. Condiții de existență. Și rezolvăm ecuații. Nu rezolvăm. Punem condiții, să le văd și eu. Care sunt? E 3x plus 1 supra 5x plus 2 mai mare ca 0. Așa. 3x plus 1 supra 5x plus 2 mai mare ca 0. Și tot aici. Diferit de 1. 3x plus 1 supra 5x plus 2 diferit de 1 și încă 7x plus 4 mai mare ca 7x plus 0. 4 mai mare ca 0. Da? 7x plus 4 este mai mare ca 0. Cât e? Și 8 minute. Adică câte ori trecut în al doilea? E 10 și 8 minute? 10 și 8 minute. 33 de minute. 33 de minute. Hai să încheiem asta și pun oprit, da? Deci, vezi? Astea sunt condiții care le impunem. Și acum, ca să rezolvi în ecuația aceea, o să continuăm povestea cu ce facem anul ăsta într-o altă lecție. Acum nu m-am declanșat, da? Dar m-am lovit de noțiunea de funcție aici. Da. Aici nu ți era clară ce facem cu o funcție, că ți dă o lecție. Asta nu zici la clasă, recapitulăm funcții. Da, v-a spus, mă, da. Ce să recapitulez? Uite, îți recomand ție și tuturor celor care vor să înțeleagă bine să se uite pe blogul meu, că am în primele lecții noțiunea de funcție. Acolo sunt vreo 500 și vreo 90 de lecții acum. Nu știu dacă te-ai uitat vreodată. Nu la ele, dar ca număr. În stiv acolo sunt ultimele lecții. Asta va fi a 500, poate mă apropie de 600 foarte repede. Și când tragi de cursor, de te duci la primele lecții, la lecția 10, 12, 15, vorbesc într-una de lecții de funcții, noțiunea de funcții. Da. Acea lecție trebuie văzută foarte atent, ca să înțelegi bine ce se întâmplă. Altfel, mai am scos un volum. Ai văzut acolo pachete de DVD-uri. Și la pachete de DVD-uri, dai click, intri într-o pagină și sunt 18 volume de matematică. Și în cele 18 volume am un volum cumva cu funcții.
acel volum conține 10 DVD-uri, fiecare DVD câte o oră și jumătate, înseamnă că ai 15 ore de matematică acolo. Da? Și acolo veți găsi niște numere de telefoane și accesați numărul acela de telefon, stați de vorbă cu cei care fac treaba asta și vedeți că poți să cât o ședință, un pic mai mult decât o ședință de meditație pe care o faceți, 50 de lei sau cât este o ședință. Da? Și aceea costă 90 de lei 15 ore. Și explicat în limbajul meu că te duci la meditație și faci același lucru ca la clasă. Că la meditație tot atât, același nivel ești de acolo după o oră. De ce? Același lucru, să vă spun, rezolvăm, facem așa, facem așa. Adică spune cum îți dictează. Da. Și cu ce te alegi tu acolo? Zero. Bani, bani dați ca peste gaut. Bani pierduți. De aceea mă întorc și hai să vedem aici cum facem. Ei bine, asta mai mare ca zero înseamnă că noi ne putem gândi că asta ar fi o funcție de sine stătătoare. Iar gândesc că e f(x) de x egal cu 3x plus 1 supra 5x plus 2. Și când văd o funcție, fracție, păi ce stau pe gânduri? Imediat știu că n-am voie să-i dau valoarea cât? N-am voie să-i dau valoarea minus 2 pe 5. Egalez cu 0. Dacă fracția are așa pretenții. Te sun mama, probabil, sau ceva. Cam trebuie să sper, pentru că am autobuz. Hai, gata, ne oprim aici. Ne oprim pentru că, na, e stresant în momentul, nu mai pot să urmări nimic. Așadar, dragilor, continuăm lecția, probabil că luni. Da, te-aș invita să vii luni, ca să putem, pentru că am început povestea asta, hai să te ții de treabă, pentru că în felul ăsta facem o bine tuturor și să luăm analiza asta matematică de la început. Da. Să vedem de unde trebuie agățată ca să poți să înțelegi ceva la clasă. La clasă nu înțelegi nimic. Să, e timp pierdut acolo. La revedere, dragilor, pe curând. Trebuie să fac și eu aici. Ce lucruri am discutat aici? Hai să facem ca un rezumat, e văzut dincolo, fac asta. Ce chestiune am discutat aici? Am vorbit despre funcții. Da. Doi. Graficul unei funcții. A făcut, da, nu? Da. Numeric. Funcții. Tabelul de valori. Trei. Tabelul de variație a unei funcții. Tabelul de variație a semnului. Acolo am văzut un minus pozitiv și un minus negativ. Tabelul de variație a semnului unei funcții. Patru. Domeniul definiției, nu? Da, domeniul definiției. Definiție a unei funcții. Cam asta l-am atacat. O să mai vezi, continuăm în lecție care urmează. La revedere!